Vă salutăm, dragi prieteni, la începutul unei noi săptămâni și la capătul unui weekend în care s-a făcut politică și s-a discutat foarte mult despre problemele Rusiei pe toate fronturile, dar și pe plan intern, sigur, sunt câteva noutăți, de exemplu, interviul lui Mircea Joană, secretar general la NATO, apropo de o posibilă candidatură la președinția României în acest an. Cu 5 luni înainte de alegerile prezidențiale nu există deocamdată desemnați candidații pentru această competiție. Mircea Joană, chestionat de confrații noștri de la Digi, a spus la un moment dat că el nu are nicio problemă cu nimeni în țară, dar că nu se mai face o politică așa cum ar trebui la nivel înalt sau măcar la nivel european. Și părea puțin mâhnit, așa că după ce a fost înlăturat din politica internă și nici n-aș mai vrea să-și amintească cum a plecat pe ușa din dos a politicii autohtone și a ajuns pe persoană fizică la NATO, atenție, nu pe pile, zice Mircea Joană. Ei bine, pentru că era prea competent ca să stea și să lâncezească degeaba, a fost numit secretar general adjunct la NATO, primul estic care ajunge într-o asemenea situație în istoria alianței atlantice, euroatlantice. Bine, cu toate astea, reiese încă o dată, spun, din acest interviu mâhnirea și dezorientarea, dezamăgirea acestui personaj, fost președinte PSD timp de 5 ani și candidat la alegerile prezidențiale, chiar președintele României pentru o jumătate de noapte. Mircea Joană, supranumit în politica internă și prostănacu, pretinde că ar avea o maturitate politică nouă, un alt aer, un alt aspect și practic este un alt om, îmbrăcând și alte haine, desigur, mult mai experimentat, mult mai doxat, un alt cetățean. Atât doar că noi știm din politica internă, noi n-am fost plecați la NATO, slavă Domnului, nici în altă parte și ne dăm seama că nu numai că pe Joană nu-l dorește PSD-ul, nu-l dorește nimeni în politica internă, dar cred că l-au uitat și cetățenii. La un moment dat, în interviu, Mircea Joană spune, pare din discursul lor, adică lui Ciucă și lui Ciolacu, not de la redacțion, că fără ei nu s-ar putea. Adică, domnule, e trist un pic Joană că, uite, a pus PSD-ul șaua peste România și a luat aliat pe PNL. Cei doi vor, într-adevăr, să produc un fel de dictatură de asta a politicii pe vreo 10 ani în intern, să-și împartă toate funcțiile, să ne pună definitiv cu botul pe labe, o dictatură a majorității, finalmente, dar una la fel de nocivă, și, într-adevăr, nu mai e loc de Mircea Joană. El încercând să explice la televizor că, din potrivă, prezența lui, încă o dată venit din o altă lume, ar fi salvatoare pentru noi toți. Acum, câteva aspecte, sigur, de comentat între noi, și anume faptul că încearcă un pic să pară Joană ceea ce nu e. El a rămas un oltean, un pesedist, un simplu cetățean. Nu cred că prezența în calitate de secretar general adjunct la NATO i-a dat o maturitate politică peste medie, adică peste ce ar putea să însemne în momentul de față ceilalți candidați din România, asta în niciun fel. Are un pic un aer de Câmpeanu și de Rațiu, care au fost pur și simplu scuipați între ochi de inteligentul alegător român la începutul 1990. România atunci demonstrând că nu ieșise încă din peștera inteligenței, după ce a făcut o revoluție absolut întâmplătoare, neanunțată de nimic, așa, și-a dat cu stângul în dreptul câteva luni mai târziu, preferând tot un candidat comunist care să o ducă în hău. Exact așa pare să fie și acum prezența lui Joană, care este un personaj, sigur, de tristă amintire, n-aș putea să spun sinistru, pentru că totuși avea o altă aliură față de neciopliții, de Dragnea, să zicem, da, de Tudose, de Ciolacu, dacă să trec doar prin PSD-iști acum. Victor Ponta era și el dintr-o categorie de asta un pic mai ferchezuit, așa, chiar dacă
prea mincinos ca să fie luat în calcul. Nu l-aș trece aici nici pe Adrian Năstase, că era totuși deja din altă generație cumva. Dar încă o dată, nu mi se pare că prezența lui Joană, care încă o dată 5 ani cât a stat la șefia Partidului Social-Democrat, n-a schimbat cu nimic, da, absolut cu nimic, destinul României, nefăcând nimic pentru țară, Partidul Social-Democrat neavând nicio realizare, niciun domeniu pentru România. Da? Deci este cea mai slabă activitate, transmitem încă o dată domnului Joană, că, sigur, ne cerem scuze față de telespectatori, confrații noștri de la Digi nu sunt în stare să dezbată jurnalistic nicio temă actualității din România, cum n-au făcut niciodată. Singurele probleme pe care trebuia să le abordez cu Joană sunt astea. Domnul Joană, veniți totuși, că a fost președinte al partidului, ați candidat la președinție, aproape că ați ajuns președintele României. Cum puteți explica faptul că niciodată, nu am mandatul dumneavoastră, dar nici al Partidului Social-Democrat, da, nicio realizare de anvergură nu s-a înfăptuit. Da? Și după aia poți să-l iei pe domenii. Partidul Social-Democrat nu lasă în urma lui, iată, după 34 de ani, nicio realizare, în niciun domeniu. Fie că e vorba de infrastructură, fie că e vorba de realitatea vieții de zi cu zi, sau de cele mai importante anexe. Uite, ca să-l introducem în discuție pe domnul Ciolacu, el a declarat în acest weekend, puțin deranjat așa de situație, că suntem cel mai bolnav popor din Europa. Exagerările astea prind bine la toate popoarele, să știți că peste tot, din Olanda până în Islanda și din Turcia până în Spania, se exagerează la fel. Asta tocmai pentru că publicul e atât de prost și nu are niciun pic de cultură și el nu știe. Tu poți să faci referire la orice, că publicul înghite minciuna asta. Nu suntem cel mai bolnav popor, poate că la scutirile medicale să stăm un pic mai bine decât ar fi cazul. Dar suntem un popor bolnav, nu suntem cel mai bolnav, dar suntem bolnavi. E bine, tocmai din acest motiv nu s-a făcut nimic în acest domeniu. Vă spuneam, chiar și acest spital făcut din niște donații, l-aminteam săptămâna trecută pentru copiii bolnavi de cancer, stă deocamdată să primească aprobările DSP, încă n-a recepționat aceste aprobări, nu este completamente disponibil, deși încă o dată statul, guvernul, și în general România n-au mișcat un deget pentru asta. Nu trebuia să avem un spital pentru copiii bolnavi de cancer, trebuia să avem 4 sau 5 spitale dotate cu ultima tehnologie posibilă ca să putem să întâmpinăm astfel de maladii. Da? O, noi nu avem absolut niciunul. N-am organizat infrastructura împotriva unui cataclism. Da? Nu avem nicio soluție pentru incendii, nicio soluție pentru inundații, nicio soluție pentru secetă, da? Și singurul subiect pe care îl discutăm este cu armata. Și Mircea Joană, de altfel, în acest interviu, ca și alți prostănaci înaintea lui, că el nu e singurul prostănac, atunci a fost denumit așa pentru că ieșise în cale lui Ion Iliescu, dar puteau să fie și alții denumiți la fel. Aceeași chestiune sinistră cu armata. Să ne înarmăm, dimpotrivă. Este momentul în care ar trebui să renunțăm la aceste lucruri. Nu să facem, cum zic toți, aoleu, armată, în fiecare zi numai despre asta auzim. La ce ne-ar folosi? N-ați văzut că se făcuse, să zicem așa, ca pe computer, posibilitatea asta a intrării armatei ruse în România și a unui război dintre ăsta pe care ne-l tot imaginăm noi în cele mai cumplite visuri. E bine, acolo undeva se explica așa o desfășoare, o schiță dintre asta virtuală, iar trebuie Rusiei cam 24 de ore să cucerească Bucureștiul, adică implicit tot ce înseamnă resursele României. Deci, la ce ne-am mai putea pregăti de război, de exemplu? Ce armată? Încă o dată, noi neavând pe cine să ducem în armată. E foarte ușor să spui, să vorbești de înarmare, dar noi nu ne-am pregătit pentru asta realmente niciun fel. Nu avem nici bani, nu avem nici oameni, nu avem nici infrastructură, nu avem nici pregătirea necesară. Care armată? Întrebăm și noi exact ca Ciolacu. Deci este încă o dată că oamenii simpli cred în prostiile astea. Nu este necesară o armată pentru că România n-a făcut nimic 30 de ani pentru asta, nimic concret. Să spună, doamne, noi suntem pregătiți.
Nu se știe pentru cât timp, că nimeni nu știe. Iată, nici Ucraina nu era pregătită pentru un război care să dureze mai bine de 2 ani. Nu era pregătită. Dar pe parcurs a văzut că până la urmă poate să desfășoare aceste forțe și cu ajutoarele exterioare, evident. Noi nu suntem pregătiți mai mult pentru armată decât pentru un cutremur de 5,8 pe scara Richter, să zicem. Nu suntem mai bine pregătiți. Nu s-a făcut nici în acest domeniu absolut nimic. Se vorbește mai mult despre el pentru că este o urgență chipurile a situației actuale. Dar nu este o urgență în realitate. Este un război pe care două națiuni care n-au legătură cu NATO, deci nici cu Europa, deci nici cu lumea, deci nici cu noi, îl desfășoară între ele. Nu este niciun pericol de niciunde. Nu s-a schimbat situația cu nimic. Am mai trecut odată în Europa printr-un gen de război de tipul ăsta în fosta Iugoslavie, unde tot așa nu s-a întâmplat nimic. S-au bătut ăia între ei și asta e. N-a intervenit nimeni. Au fost niște bombardamente acolo și asta e. NATO nu s-a băgat. Sau nu s-a băgat atât cât trebuia, cum nu face nici în această situație. Poate pe undeva domnul Joană, că și ăsta era al doilea resort al întrebărilor pe care iarăși au uitat colegii noștri să îl abordeze, este cum acționează NATO, care este filozofia acestei alianțe și de ce se teme NATO să înceapă un război cu restul lumii. Adică noi nu înțelegem. Ni s-a spus la început, fiecare centimetru al teritoriului NATO va fi apărat. Bun, de la centimetri am ajuns la metri. După aia am ajuns la zeci de metri și acum am ajuns la kilometri. Da? Sunt câțiva kilometri, totuși, distanță între insula Marea Brăilei și frontiera cu Republica Moldova, de exemplu, pe acolo pe unde au intrat dronele respective. La fel s-a întâmplat în spațiul aerian al Poloniei, unde tot așa niște drone care până la urmă au fost scoase aparținând evident Ucrainei, că dacă ar fi ieșit la raport că aparții Rusiei, era o problemă pentru toată lumea. De ce se codește NATO, da? Și ce așteaptă practic? Un bombardament ăsta într-o capitală a unei țări, București, să zicem, sau Varșovia, da? Pentru a interveni? Noi suntem convinși că NATO nu va interveni nici în această situație. Deci care este finalmente problema lui? Da? La ce sat fără câini lucrează, de exemplu, Mircea Joană? Că noi nu înțelegem care este problema acestei instituții. Donald Trump ne spune că dacă va ajunge președintele Statelor Unite, ceea ce este o posibilitate, el va obliga Ucraina să cedeze definitiv Crimea și Donbasul către Rusia, altfel, practic, nu le va mai da armament. Poate fi considerată doar o amenințare cu atât. Am auzit multe despre Rusia sau în direcția Rusiei în acest weekend. Toate sunt vorbe goale. Ideologul ăla lui Putin care vine să ne spună că rușii au pus ochii pe Ierusalim și că Ierusalim ori va deveni un oraș rusesc, ori nu va mai fi deloc. Bizar, n-am înțeles exact la ce se referă. Rusia nu se învecinează cu Israelul. Mai degrabă Iranul ar fi putut să spună o asemenea enormitate, pentru că este în trendul actualității. Iranienii oricum, după ce au suferit mari pierderi, vă amintesc, consulatul Republicii Islamice Iran la Damasc, capitala Siriei, a fost făcut praf de armata israeliană și evident acum așteptăm replica Teheranului. Asta da, ne putem aștepta un atac împotriva Israelului. Știe și Iranul că dacă va ataca Israelul, nu poate să o facă cu jumătate de gură, nu poate să o facă cu jumătate de măsură. Trebuie un atac de dimensiunea celui pe care Israelul l-a comis în fâșia Gaza, adică trebuie să fie un atac pentru eternitate. Ori dacă Iranul atacă Israelul pentru eternitate și a pus efectiv, definitiv, tot Occidentul și eventual o părticică și din NATO în cap, da? Statele Unite care așteaptă un conflict cu Iranul, sunt pregătite pentru asta, ar putea să reacționeze, nu este deocamdată sigur dacă o vor face, dar ar putea să intervină. O intervenție americană acolo ar putea să fie de durată, așa cum s-a întâmplat și în Irak sau Afganistan după 11 septembrie 2001, ceea ce sigur că n-ar aduce niciun fel de avantaje Ayatollahului sau Republicii Islamice Iran, dimpotrivă. Aceasta ar destructura probabil pentru o lungă perioadă Iran. Nici vorbă de armă nucleară, hai să fim serioși, nu trăim într-o lume distopică, nici vorbă de așa ceva.
din partea Iranului, care este doar o propagandă goală, fără niciun sens. Acum, aveți impresia, tovarășe Joana, de exemplu, că asta n-ați intrat în politică, n-ați intrat în amănunte, ați vorbit doar ca să vă aflați în treabă. Aveți impresia că Iranul poate să combată Statele Unite versus Israel? Ați impresia că poate Iranul, în secolul 21 vorbind, de, să se bată cu astea două armate? Evident că nu. Da? Deci, iată un motiv pentru care, în afară de niște atacuri de astea teroriste, hai să le spunem minore, dau niște bombe, mai omor 100-200 de oameni, ei nu sunt capabili astăzi să producă. Da? Pentru că știu ce s-ar întâmpla în contextul în care toți adversarii lor, pe care i-au și numit de altfel, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, ar interveni. Se poate bate propaganda asta cu aceste țări? Dacă dumneavoastră credeți că se poate bate, atunci înseamnă că n-ați înțeles nimic din politică. Da? Asta ca să încheiem așa mai plastic cumva acest interviu cu Mircea Joană. Mircea Joană care nu este util din perspectiva noastră României, care sigur are o altă față față de Ciolacu sau ceilalți candidați, dar nu cred că ar putea să aducă ceva în context. Noi știm ce poate să facă un președinte al României. Ceea ce a făcut Klaus Iohannis în ultimele două mandate. Cam asta ar face Mircea Joană, pentru că el nu este un tip de acțiune. O fi un tip muncitor, dar nu se vede. Da? El pretinde că muncește de dimineața până seara, că robotește, că toată viața lui nu m-a muncit. Ei bine, nu se văd rezultatele muncii lui. Iar această prezență la NATO este ca prezența Ioanei Petrescu la Harvard. Nu este o performanță, pentru că sunt milioane de examene la Harvard, ceea ce nu înseamnă că ai devenit un student de calitate mondială sau că ți-ai luat aceste examene în folosul cuiva. Da? Sunt o grămadă de capitole acolo pe care le poți absolvi fără să fii un absolvent de Harvard. Exact așa este și la NATO. Poți să lucrezi în funcții de genul ăsta, dar nu înseamnă că se lipește politica de tine. De altfel, încă o dată, politica alianței a fost mai dezamăgitoare ca oricând odată cu începutul războiul ruso-ucrainean și nu cred că se poate cineva servi astăzi drept alibi de așa ceva. Este chiar o rușine astăzi să vii și să vorbești că tu lucrezi la NATO când este un război cum n-a mai cunoscut Europa absolut niciodată de la al doilea război mondial. Da? Deci este totuși cel mai puternic război din 1945 încoace pe teritoriul european. E bine, NATO nu mișcă practic un deget. Dincolo de armamentul ăsta care nici nu se vede la nivelul hardughiei alianței, nu reprezintă nimic, un procent, două de acolo, deci el practic nu s-a implicat, n-a trimis trupe acolo, a lăsat un război să colcăie în Europa și să ducă procentul la câteva milioane de morți, de răniți sau de fără locuințe, fără adăpost, nemișcând practic niciun deget, deși se vorbește numai de înarmare pe toate gardurile. Bun, abandonând aceste subiecte, pentru că mai sunt și altele în actualitate, haideți să vedem dacă se poate să-l surprindem și această față plină de beatitudine a președintelui AUR, George Simion, care susține că peste 600.000 de oameni au semnat pentru listele AUR la alegerile europarlamentare, că deocamdată despre asta vorbim. Imagine de la Târgoviște, la un eveniment de prezentare a candidaților. Ei, și dacă 600.000 de oameni și-au depus semnătura, nu reprezintă absolut nimic. Oamenii au dreptul finalmente să se înșele și să voteze cu cine vor ei, așa cum au făcut-o de altfel și până acum. Niciodată românii n-au votat corect în 34 de ani. Sigur că de cele mai multe ori, asta însemnând peste 90%, n-aveau opțiuni. Spun doar 90% pentru că rămân totuși la latitudinea asta, sigur, voit, naivă puțin, dar în profundă cunoștință de cauză, că totuși în 1990 exista și o altă variantă la Ion Iliescu. Da? În rest însă, absolut toate celelalte variante erau proaste din start. Da? Noi am explicat cel mai bine dintre toți, nu există niciun fel de discuție aici, este singura mulțumire de sine a cetățeanului, prost informat, în general incult, da?
oamenii de duzină, pulimea, cum spunea Sorin Oprescu, care mergea pe considerentul că sunt ei importanți și că votul este în mâinile lor. Asta este singura satisfacție. Finalmente, rezultatele le-au fost nefavorabile pentru că țara n-a evoluat. România este cea mai puțin evoluată dintre toate țările europene în ultimii 34 de ani. Dacă se face un bilanț corect, da, la toate capitolele. Pensii, salarii, cum le place oamenilor să numească, și până la infrastructură și la ceea ce este important pentru oameni. Da, economie, justiție, sănătate, învățământ, spitale, toate lucrurile astea. Da, adunate, dacă am face într-adevăr un clasament, noi am fi ultimii la dezvoltare. Ceea ce înseamnă că tot ce s-a votat de la Craiova și până la București sau de la Turda până în insula Marea Brăilei, totul a fost un eșec. Da? Publicitate, dar nu publicitate electorală, publicitate și revenim în câteva momente. Ne-am întors în actualitatea internă la medicul Cătălin Cârstoiu, acuzat între timp, pentru că spuneam că și politica internă a dat un clocot în acest weekend, acuzat de incompatibilitate. Și președintele Klaus Iohannis a fost acuzat de incompatibilitate la un moment dat, deși devenise președintele României și știam că va fi soluționată în favoarea sa această speță, ceea ce s-a și întâmplat. Avea ceva, lucrase pe la apă și canal, că mai țineți minte, ca tovarășul Calcan. Dar bine, s-a trecut ușor peste pentru că nu se mai putea da înapoi. E bine, Cătălin Cârstoiu a acuzat de incompatibilitate într-un raport al Corpului de Control al Guvernului, pentru că a fost manager la stat și medic la propria clinică privată, a fost luat la câteva întrebări banale, călduțe, de noua echipă de la Hot News, formată din foștii jurnaliști de la Libertatea. E, când vedem astfel de clienți în presa online, că acum nu mai putem vorbi de presa tipărită, pentru că Hot News nu este decât o pagină online pe internet, dacă nu-ți merge internetul, n-ai nici Hot News. E foarte bine, și aici o spun acum fără niciun pic de ironie, e foarte bine că această echipă nou formată nu l-a omorât pe Cătălin Cârstoiu, cum făcuse cu fostul antrenor al Stelei Emerichienei, preluând o informație de la fanatic.ro. Da? E important, totuși, că acești jurnaliști au intrat în pâine de data aceasta cu niște întrebări care nu-și aveau sensul, apropo de incompatibilitatea lui Cătălin Cârstoiu, un personaj, încă o dată, neplăcut. Da, ca să nu forțăm termenii, un personaj neplăcut. De altfel, sunt foarte puțini medici pe care cineva să-i placă. Asta ca să începem cu sfârșitul. Da, nu te prezinți în România, într-o țară de găligani, da, după 34 de ani de insuccese, că tu ești medic. Asta dă un pic un aer burghez, un aer de ăsta care s-a căpătuit. Da? Acum medici suntem toți. Da? Toți putem să facem o facultate la colțul străzii, de drept, în primul rând, e adevărat, după aia de științe politice, dar dacă nu mai încăpem la alea și de medicină, de asta încă o dată privată, ultra-privată, și toți putem să fim medici undeva. Deci nu dă bine. Mai ales după atâtea eșecuri ale medicinei românești în ultima perioadă, sufli și în iaurt, vorba lui Nea Ovidiu. Da? Pe această temă. Ama, domnul Cătălin Cârstoiu nici n-a vrut să se prezinte ca un alegător. Asta ar fi principala problemă pe care i-aș găsi-o eu. El nu s-a prezentat ca un candidat al tuturor. El din cap, nu știu dacă e o greșeală sau nu, dar în orice caz, încă o dată, bucureșteanul nu este la maturitatea pe care încerca să-i împrumute Traian Băsescu. Da, aici a venit și el a încercat din capul locului să se delimiteze de ce exista deja pe piață ca și candidatură. Sinistru Piedone Popescu, absentul Nicușor Dan, da, și alți candidați. Dintr-o dată, cu prezența lui, Cătălin Cârstoiu ăsta a tras cumva steluța aia strălucitoare direct deasupra capului lui, de ca și cum el era singurul candidat. Poate că ar fi fost interesant asta dacă el opera undeva, iertați-mi jocul ăsta facil de cuvinte, într-o arie cu 200-300 de persoane, pe un eșantion nereprezentativ, dar nu în fața unui popor decimat de angoase, de îndoieli, de mâncărimi, da, de tot felul de alianțe, de astea, da, de
idei de-astea venite din 100.000 de locuri, ce uită Cătălin Cârstoiu, care probabil nu se uită foarte mult la televizor, că toți medicii sunt ocupați, este că și televiziunile nu mai sunt aceleași ca pe vremea lui Traian Băsescu sau ca pe vremea lui Lis sau lui Halaicu. Da? Astăzi televiziunile dezinformează, în general sursele de unde îți poți lua informația nu mai sunt fiabile, precum apa potabilă venită de pe nu știu unde și nefiltrată suficient. Suntem într-o altă lume. Deci o dezinformare se produce imediat, iar oamenii iau foarte ușor contact cu ea. Este mult mai ușor să te dezinformezi decât să te informezi până la capăt. Da? Sursele nu sunt verificate, dacă sunt verificate, nu sunt fiabile, ceea ce este același lucru. Și unde să mai existe astăzi surse fiabile într-o societate putredă? Că asta e problema. Cum să fii tu fiabil când toată societatea din jurul tău nu este? Deci e aproape imposibil să mai dăm la o parte grâu de neghină. Și în aceste condiții, de ce fac această paranteză? Toate lucrurile astea îi vor da în cap unuia precum Cătălin Cârstoiu. Îl lovesc mai puțin, de exemplu, pe Piedone, care este candidatul prostimii, candidatul nulității. El n-are nevoie, pentru el nu mai contează, el este imun la toate prostiile astea. Lu Cârstoiu o să iasă, incompatibilitate, amantlâcuri, greșeli profesionale care deja au ieșit la iveală. Ce greșeli profesionale să facă Piedone? A dat foc atunci Bucureștiului sau cât a putut să dea foc și asta este. A fugit de focul ăla, s-a adăpostit ca un șobolan și acum este binevenit. La el nu mai sunt erori. Ce poți să-l acuzi? Că a mâncat și n-a plătit niște șuncă mâncată pe o jumătate de masă sau a luat niște roșii, niște gulii. Nu-i interesează. În schimb, aici lucrurile ies ușor la iveală, se scormonesc că sunt adevărate, că nu sunt, nu mai contează. Odată ce sunt aruncate în spațiul ăsta public, nu are nicio șansă, evident, unul precum Cârstoiu, pentru că limbajul lui nu este limbajul tuturor, prestația lui este una ciudată, deja profesional încă o dată are bubele astea teribile din pandemie și de atunci de la colectiv pe care deja le-a mai enumerat, adică din două situații limită a fost în amândouă sub nota 5. Da? A fost catastrofal în ambele situații. Este un om plin de efecte speciale, în sensul în care este înconjurat de oameni care nu cadrează cu actualitatea de astăzi a Bucureștiului. Măcar Nicușor Dan era un tip retras, un taciturn, unul de ăsta care vorbea puțin și Klaus Iohannis vorbea puțin. Adică întreținea un oarecare mister. Ăsta e Slobod la gură, seamănă cu Traian Băsescu, ceea ce astăzi nu mai este un atu. Da? Și ar trebui să vă vorbesc până mâine, cu foarte mult sens, despre ceea ce înseamnă acest eșec practic din stat. Nouă nu ne face nicio plăcere să nu înțeleagă lumea greșit, dar neavând partipriurile astea că trebuie să-l susțin pe ăla sau pe ăla sau că trebuie să-mi placă de ăla mai mult decât de ăla, sigur că îmi place în general, cum am făcut și în campaniile trecute, să dau mai mult în PNL decât în PSD, deși sigur că urăsc mai mult PSD-ul visceral, asta se simte și din glas. Dar tocmai pentru că mi-e deja lehamite să mai dau în mizeria respectivă, atunci face plăcere cumva să mă duc, să dau târcoale și celuilalt candidat. Așa și aici. N-am o problemă cu Cătălin Cârstoiu, că sigur că între el și Piedone e totuși o diferență, dar încă o dată să nu creadă oamenii ăștia că vin și schimbă o situație care nu se mai poate schimba. Să nu se considere mai inteligenți decât sunt, pentru că chiar nu sunt. Nu este o soluție venirea unui om care stătea și comanda din manageriatul unui spital o activitate măruntă. Ba, poate că în cercul lui acolo să fi fost bine văzut, dar asta nu contestăm. Nu vorbim despre aptitudinile lui profesionale, nici nu contează aici. Vorbim despre ceea ce ar putea să facă un astfel de om pe care deja, iată, bubele l-au încolțit din toate dimensiunile. Sunt niște erori și niște eșecuri peste care nu se mai poate trece. Ori Bucureștiul va prefera, bun, cum discutam și noi joi la talk show, că finalmente Nicușor Dan ar trebui să fie principalul favorit, pentru că este deja în pâine, are un amărât de mandat, ceea ce în București este puțin și poți să mai desăvârșești ceva dacă ți se mai dă încă unul, cu șanse mai mari
decât cel care vine și după primul mandat este abia în situația lui Nicușor Dan acum. Deci asta înseamnă că pierdem deja un mandat, da? Deci este la mintea cocoșului că e de preferat să mai continue unul care știe deja cât de cât administrația față de unul care doar își dă cu părerea, indiferent cine e el. E un tempo pe care îl pierdem și nu mai avem timp, pentru că deja s-au dus foarte mulți ani. Și pe lângă asta, încă o dată, nu este un om care să ne satisfacă în momentul de față la ce se prezintă la candidatură peste ce avem deja sau peste ceea ce am exemplificat deja. Da? Plus amintirea, sigur, a lui Sorin Oprescu, asta nu e neapărat vina directă a lui Cătălin Cârstoiu, dar și atunci am luat această plasă tot cu un candidat care își zicea independent, era susținut, sigur, de PSD, că PSD-ul simțise acolo că poate să se lipească cumva de șpăgile alea permanente măcar un mandat, ceea ce s-a și întâmplat, a fost o catastrofă candidatura și apoi prezența lui Sorin Oprescu, că era un om uns cu toate alifiile, se pricepea la șmecherii, exact asta a și făcut. Realizările sunt puține, spre deloc. Aproape orice ai face astăzi în București este spre deloc. Faptul că mai tragi un pod, că mai descongestionezi o intersecție, dacă mai plivești niște panseluțe sau că mai dobor 400 de mii de copaci în oraș, nu este ceva care să rămână în istorie. Nu te apropie de Napoleon. Da? Adică doar la o astfel de amintire, sigur, aia n-are nicio legătură. Ne place nouă să disproporționăm cumva actualitatea comparând oameni cu neoameni, dar vreau să spun că doar la o astfel de actualitate s-ar mai putea face diferența. Adică să vină un personaj ieșit din comun, da, în orice domeniu, nu contează unde era bine plasat. Un mega economist, da, un extraordinar cultivator de bulbi de la lele, da, unul care a făcut din roșii o afacere mondială, altul care a pârguit gutuile, unul care era prietenii pârșilor, altul care s-a dus și a cules cafea în Ecuador. Nu contează, să fie unul de dimensiune mondială. Dacă am avea un astfel de om în România, și ăla ar fi interesat, într-adevăr, și ar veni cu niște oameni în jurul lui, ar spune, uite, bă, ăștia vor fi în echipa mea, de exemplu, ne interesează partidele politice, sunt destoinici, o să se prezinte fiecare câte 2 minute până când reporterițele de la Digi se vor plictisi de ei și le vor lua microfonul ca să trateze și actualitatea Partidului Social Democrat, se vor prezenta băieții și dacă aveți încredere, noi facem echipa asta. Măi, dacă am avea o asemenea soluție, nu că vine un om, acest om este supus, uite cazul lui Cătălin Cârstoiu, tuturor atacurilor, hămesiților și hidrelor care vor să conducă de fapt. Această alianță care iată se pregătește, ceea ce este o blasfemie, practic, la adresa politicii, PSD-ul și PNL-ul nu exclud, cu 5 luni înainte de prezidențiale, să prezinte un candidat comun. Da, pentru că dacă le avantajează, ele nu știu să calculeze, n-au oameni în partid, sunt numai cretini. Dar dacă acești cretini între ei vor ajunge la un moment dat la concluzia că această alianță și acest candidat comun le dă șanse practic de 100% de a câștiga alegerile și de a stăpâni țara măcar vreo 10 ani, atunci așa se va întâmpla. Da? Singurul scop al lor este să rămână la putere, să se cramponeze de ea. În rest nu există nicio variantă. Nici măcar nu se mai promite ca acum 20 de ani, ca acum 10 ani, ca acum 5 ani, când încă mai ținea cu promisiunile. Da? Chiar și ei și-au dat seama, pentru că deja și această alianță a dat kicks după kicks. Nu mai poți să vii să spui, știți, dar PSD-ul n-a făcut nimic pentru România 30 de ani, dar acum ne-am unit cu PNL-ul. Păi nici PNL-ul n-a făcut niciodată nimic. Da? Fiind niște PSD-iști un pic mai revanșarzi, un pic mai, da, goi de conținut, da, tâlhar mai mici, că dacă ar fi fost mai mari, se duceau direct în PSD, că acolo se fura mai bine decât la ei. Deci n-au reușit să ne convingă. Și atunci această alianță care vine este partid pentru prima dată, atenție, că nu mai abundă de promisiuni. Va fi o campanie electorală cu mai puține promisiuni. Au văzut că se promite, sigur că nu se întâmplă nimic, sigur că, uitați-vă cazul lui Piedone, care a venit și a spus răspicat, cum spune orice escroc de ăsta de la drumul mare, arogant, da, vindicativ, definitiv, venea și zicea, eu bă, dacă eu promit, bă, deci eu am promis, da? Da, era aroganța aia a
prostului absolut. A spus el prostul odată ceva, am observat asta din anii 90, da? Cu cât omul este mai modest mobilat intelectual, cu atât crede că promisiunea și cuvântul lui sunt mai importante și mai grele. Este exact invers. În primul rând că oamenii serioși uită imediat, așa cum și noi am uitat tot ce a spus Piedone atunci la emisiunea lui Măruță. Da, la podcastul lui. Da, s-a gargarizat că, că nu-l interesa, într-adevăr, în momentul respectiv el nu vedea un interes să ajungă să candideze la primăria generală când putea să-și tragă, evident, seva și din nimicuri, așa cum o făcuse de altfel până atunci. Căpătase notorietate, era bogat, avea ce-i trebuia, avea influență, nu vedea el neapărat un scop. Știa că acolo e mâncărime mare, că e mai multă muncă un pic, că ești mai expus. Trecând timpul, el neavând niciun cuvânt, bineînțeles, fiind un escroc de clasă mondială, numai că a uitat de acele promisiuni, dar i s-a părut absolut firesc în grandomania lui, da? Conceptuală, ca după aia să ne mai mintă și în altfel, că știa că vorbește numai cu imbecili. Evident, un om care cât de cât ar fi avut o mustare de conștiință, ar fi zis măcar atât, bă, nu mă pot duce în fața oamenilor, dar chiar dacă eu sunt un nimeni, un vierme, dar bă, le-am promis atunci ceva. Am spus lucrul ăsta, așa și vedeam. N-a fost numai o promisiune deșartă, eu chiar nu mă vedeam candidat, nu mai pot să mă duc, bă, tata, acum. Exact cum se întâmplă și la noi în Breaslă. Da. Te duci să lucrezi pentru unul, deși l-ai înjurat pe ăla toată viața, sau deși știi că ăla e un nemernic. Dar te duci, bă, că tu ești un nimeni. Așa s-a întâmplat în politică dintotdeauna. Ăla a mințit, Turcescu n-a făcut la fel. A venit, s-a spovedit la televizor, a văzut că nu-i taie nimeni cap, a intrat în politică, bă, fraierilor. A ajuns în Parlament. Da? Ce conta? Acum vine și tot așa, ne dă sfaturi de peste tot, iar e mare tare, are emisiuni, iar la televizor. Bun, nu o să mai uită lumea la el, dar lui merge bine în continuare. Fix așa a făcut Piedone, toți fac așa. Asta spun că nu e, bă, nu veniți acum, mamă, sunt patru seturi de alegeri, iarăși decidem soarta lumii. Nu se va întâmpla nimic. O să treacă alegerile astea, dezamăgirea doar va fi un pic mai mare, pentru că, într-adevăr, sunt patru eșecuri de data asta, nu unul sau două. Asta e singura diferență. Cătălin Crăstoiu. Și încă o dată nu este nicio soluție, se vede după el. E un om care nu are niciun argument. Va fi înconjurat tot de niște lachei de ăștia, sau dacă nu, îi vor pune în vedere Rareș Bogdan și ăia că ei l-au uns. Dacă Crăstoiu nu mișcă în front și face ce zic ăștia, e ok. Dacă va fi țâvnos și va încerca la un moment dat să-și impună, că ai, nu-i va conveni, ăștia sunt vai de mama lor. Da? Nu-i va conveni până la urmă directiva și va încerca să facă. Și atunci se vor lua la ăsta, la dezvăluiri, la aroganți în direct, ăștia îi vor lua sprijinul și praful se va alege până la urmă de această candidatură. Dar, în fine, nu suntem încă acolo. Dacă Nicușor Dan va fi reales pentru încă un mandat, cred că București mai poate să stea în mizeria asta încă câțiva ani. Un nou venit în politică dă bătăi de cap guvernului maghiar. Trebuie să intervenim un pic și de la Budapesta, pentru că lăsasem un pic actualitatea acolo la sfârșitul săptămânii trecute cu mișcările de stradă împotriva lui Victor Orban, care seamănă un pic cu răzmerița din Israel și cu cea de la Istanbul, Ankara, apropo de problemele lui Erdogan la alegerile locale din Turcia. E bine, iată trei locuri unde, bine, Israelul nu e neapărat în această situație, că iau altele pe cap, dar Turcia și Ungaria, până la urmă, erau două bastioane dintre astea ale nefericirii pe care le vedeam durând, mai mult decât era cazul, măcar vreo 150 de ani. E bine, iată că se clatină amândouă. Peter Maghiar este marele adversar al lui Victor Orban, chiar așa îl cheamă, pentru că vă spuneam, ungurii nici la nume și nici la prenume nu excelează, au cele mai puține variante din lume de nume și de prenume, pe ei practic pe toți îi cheamă la fel. Pe ăsta îl cheamă pur și simplu Maghiar. Da? Și pe ăla îl chema Atatürk, o să spuneți. În fine, Peter Maghiar, un nou venit în politică, un tinerel, dă deja bătăi de cap guvernului Orban, declarând într-un interviu pentru The Guardian că experiența sa ca fost membru al guvernului Orban îl poate ajuta să reușească acolo unde alte figuri din opoziție au eșuat. E adevărat că
E important să fi fost în miezul minciunii, da? Și al adevărului varanist, ca să poți să ai niște opinii împotriva lui Victor Orban, este un argument ăsta. Dacă într-adevăr se va zdruncina societatea maghiară, Europa n-ar spune nu. Asta după ce vă reamintesc că în Slovacia noul președinte, unul Pellegrini, dacă i-am reținut bine numele, fără să aibă ceva slovac în numele său, se alătură deja anti-europeanului Fico, ăla care devenise premierul slovac. Ăsta tot așa ar fi, exact de aceeași orientare, adică anti-europeană. Deci deja Slovacia practic este la două capete bătută împotriva Europei, care sigur că a dezamăgit Slovacia, aici sunt absolut de acord. Europa, cum ne-a dezamăgit și pe noi, cum ne dezamăgește NATO, cum este dezamăgită Ucraina, și noi suntem dezamăgiți de Europa în aceeași măsură. Atât doar că noi n-avem foarte multe de pierdut. Și atunci când se face câte un sondaj, sigur că decât mociri la Olguței Vasilescu sau al lui Cătălin Cârstoiu, sigur că te declară european. E normal, dar ce să ne declarăm? Mă? Orbaniști sau erdoaniști sau putiniști, sigur că ne declarăm europeni. Dar trebuie să recunoaștem că Europa ne-a dezamăgit toată această perioadă, poate nu atât de mult pe cât ne-am dezamăgit noi înșine. Dar este o dezamăgire. Europa la cum se prezintă pentru orice om cu scaun la cap. Asta zic că această înverșunare slovacă ar fi fost într-adevăr, dacă pusă la cap, sigur, cu guvernul Orban de la Budapesta, practic o bombă în centrul Europei, nu departe de Ucraina, pentru că ambele țări se învecinează cu Ucraina. Deci, atenție, o situație dificilă. Asta, dacă s-ar dezamorsa un pic în Ungaria, sigur că pentru europeni ar fi aproape un pas înainte. Dar, mă rog, sunt niște calcule, niște discuții, mai multe teme pentru emisiuni economice decât pentru emisiuni de genul nostru. O să le mai refacem atunci când va fi cazul. Predăm microfonul, da, după această intensă oră de dezbateri, predăm microfonul omului nostru de la Cluj. Ne revedem mâine seară. Program disponibil pe primaplay.ro.